Bine v-am regăsit la stația de creație! Împreună cu Ioana vom face azi o girafă, o girafă dansatoare. Da, pentru aceasta avem nevoie de hârtie colorată, de cilindru de carton, de nasturi și de acolelă. Să începem! Să începem! Vom folosi două culori la girafa noastră. Alege tu care culori crezi că se potrivesc mai bine la girafa. Două de aici. Asta? Da. Asta și asta? Așa? Da. Bine? Sau asta și asta? Care? Astea două? Precis. Da. A. Precis. Bine. Le dăm aici, le punem și vom lua. Facem în primul rând, pregătim, asta o să fie hârtie, o vom folosi pentru mâini, pentru lăbuțe, da? Da. Așa. Și pentru codiță. Da. Da. Și pentru gât. Dar da. Corpul și capul îl vom face din cilindrul ăsta de carton. Da. Bine? Ce vom face? Să iau altfel. Eu voi tăia, uite, de o mărime mai mică. Iată, cam așa. O să fie capul girafei. Da? Și corpul, așa, cred că e bine, da? Da. Cât timp eu voi pregăti piciorușele, tot împreună cu tine, desigur, să fie corpul ăsta, nu? Tu o colorezi. Ia-i culoarea galbenă. Da. Și colorezi cilindrul, corpul și capul, bine? Da. Și apoi faci cu pensul, ați arăt mai târziu, dar faci cu altă pensul, faci așa niște... Cum e girafa? Are așa niște bulinuțe? Da, negre. Niște pete. Girafa, nu zebra. Negre sau așa mai întunecate un pic, da? O să facem. Cafeniu. Cafeniu sau oranj închis, cum vrei tu. Bine? Da. Hai, ia pensula. Deschidem. Ia-i culoarea galbenă și la treabă. Ține cu mânuța stângă, uite așa, pune aici cu... Mai mult, mai mult. Stai, stai, te ajut și imediat. Să facem așa mult, 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 mult. Să facem culoare, da. Și hai. Uite așa. Dar pentru piciorușe vom tăia fâșii cam să fie vreun centimetru jumate, cam de două degete al voastre. Uite așa, de sus până jos. O să avem nevoie pentru un picioruș, câte două fâșii de o culoare și două de alta. Asta o să fie un picioruș. Asta o să fie al doilea. E bine, punem mai mult acvarelă. E al doilea picioruș. Corpul l-am pregătit, da? Da. Capul l-am pregătit, le lăsăm un pic să se usuce. Da. Acum hai să ne ocupăm de lăbuțe, da? Da. Ciuruți. Uite, vom lua, ca să fie mai lung ușia, o lipim. Aici facem una, iată așa, o lipim un pic doar. Și a doua o lipim între ele. Iată așa și așa. Uite, avem două, da? Începem de la capăt. Vom pune un pic de clei și o fâșie o punem așa și una o punem, uite așa, da? Una în face și una încolo, da? Uite, se uite așa. Și când facem, punem una peste alta. Uite, galben, oranj. Da. Galben la mine, oranj încolo. Da?
galben la tine, oranj la mine. Ai văzut? Da. Cum? Hai. Galben, îl iai pe galben în colo și îl duci, uite așa, și acum pe oranj, deasupra la galben. Așa, și tot așa le facem, uite așa, bravo, galben încolo, în dreapta, așa. Acum le lipim. Nu, stai să le lipim și apoi te. Uite, vezi? Uite da. Cum se primește ca un acordeon? Ia. Da. Uite așa. Și le facem, uite așa, pe toate lăbuțele. Punem un pic de clei și ce este în plus aici, poți să tai cu fare. Hai, și tot așa vom face câte piciorușe. Câte piciorușe are? Patru. Și tot așa vom face patru. Așa, una o avem și o punem aici, da? Da. A, și acum facem altele. Da. Da, avem mult de lucru, dar descurcăm. Parcă când la acordeon. Parcă când la acordeon? Da. Da. Sunt gata, codița. Da. Așa, astea sunt codițele. Și acum mai rămâne gâtul de foc. Da. Hai să facem și gâtul. Eu azi vreau să-ți cânt un cântec. Primăvara cea frumoasă vine la noi chiar acum. Hai, oameni, să ne bucurăm că vine primăvara, e frumoasă, numai buculii vin chiar acum, buculile de primăvară vin acum. Bravo. Să știi că e voi dansa primăvara, să ne bucurăm. Bravo, foarte frumos, bravo. Tu l-ai alcătuit? L-am cântat la matineu. Așa, bravo. Uite așa o să fie gâtul. Da. Și hai să lipim. Primul îl facem. Hai să sucim și căpșorul. Hai să lipim piciorușele, da? Da. Lipim piciorușele. Pune tu clei, hai, cu ambele bețișoare. Ia ambele așa, că mai mult clei. Uite așa. Hai, pune cleiul, așa, bravo, pune acolo, o lipim, uite aici, ținem bine să se lipească, așa, acum al doilea pune, așa, bravo, o lipim aici. Uite, cam așa, da, lipim? Da. Gâtul. Hai da. Să lăsăm un pic să usuce și să lipim cornițele pe căpșor și ochișorii. Hai, ia cornițe. Sau mai bine punem ochișorii în tăi. Hai, ia nasturii, alege doi nasturi așa. Se asemene unul cu altul. Albaștri sau verzi? Ce culoare vrei? Albaștri. Albaștri? Hai, ia-te doi nasturi albaștri. Hai, pune clei pe nasturi. Ia nasturile. Uite așa, pune clei și lipim. Uite așa, ochișor aici și al doilea. Pune aici. Și al doilea, hai. Super.
Super! Just tu! Hai, și-l pui, lipește al doilea aici. Hai, lipește-l. Uite așa. Și cornițele. Să lipidem. Și cornițele aici sus le lipim, da? Da. Hai, pune clei. Am să te ajut. Uite așa. Lipește sus. Așa. Și încă una. Încă una. Iată, e bine. Așa, hai. Lipim și pe asta o lipim. Hmm? Drăguț? Da. Așa. Uite, capul e gata și hai să lipim acum capul de gât. Hai. Ia clei și pune aici mai mult clei. Așa, chiar prin margini, prin tot. Ce figură aici avem? Patate. Așa, tot pătratul pune. Și lipim căpșorul. Uite, cam așa. Da. Seamănă cu girafa. Da. Atât timp cât un pic iase o sucă, noi vom pregăti asta. Ben. Și uite, luăm două bețișoare ca să facem așa ca o marionetă să poată să danseze, da? Da? Tai aici, că te dea să sucă. Tai. Asta. Uite așa, vezi? Și luăm și le aranjăm, uite așa, una peste alta, da? Uite așa da. Să fie, punem un pic de clei și apoi le vom înfășura cu o ață să se țină mai bine, da? Da, parcă e apărător de vise. Da, seamănă cu apărător de vise. Eu, azi că mi-am făcut o dată apărător de vise? Sigur. Uite așa și așa, vezi? A început. Și lipim. Așa, de aici. Iată așa noi trebuie să avem. Asta e gata. Lăsăm un pic, se usuce și acum luăm. Uite așa cu un alt. Să o tai? Da, tai-o. Tai încet. Vom înnoda. Iată, uite așa, vom înnoda încă o dată. Și vă punem prin interiorul corpului, uite. Iată, pe aici. În mijloc, uite așa, facem o găuriță și scoatem pe aici ața. Așa, cu ajutorul mamei. Da, cu ajutorul unui bărbat. Da, și așa, scoatem pe tatălui. Uite, avem o ață, da? Aici da. Avem una. Și mai punem încă una și la căpșor. Am înnodat, bine, am înnodat chiar și de două ori, să facem Elina. Să fie bine. Uite așa, și la da. Căpșor mai punem una, imediat. Așa, pregătim asta, să legăm de ea. Parcă e un nas. Parcă e un nas. A sfârșit calama. Așa, ca la Pinocchio. Uite, vezi? Avem așa. Și acum vom lega într-o parte ața și în cealaltă parte. Aici vom lega și aici. Trebuie să măsurăm cam să fie de lungimea asta. Uite așa. Așa. Și încă o dată mai legăm. Da. Ia, uite. Hai, încearcă cum dansează. Dansează? Da. Îți place? Da. Girafa noastră dansatoare este gata. Vă așteptăm și data viitoare să facem lucruri frumoase și utile.